Da, bună dimineața, Lorena, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim de un afacerist din Prahova care a depus un denunț la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe numele lui Mircea Negulescu. Concret, bărbatul susține că are suficiente dovezi astfel încât să demonstreze faptul că mai multe persoane destul de importante din județul Prahova, printre care politicieni, magistrați, dar și funcționari publici, au achiziționat prin documente fictive mai multe terenuri în județul Prahova. Mai mult decât atât, vorbim, se pare, de fapte presupuse a fi comise în perioada 2014, respectiv 2017. S-ar fi făcut intervenții pe lângă primăria din Târgșorul Vechi, din județul Prahova, astfel încât băiatul lui Mircea Negulescu să obțină concesionarea unui teren pe o perioadă de 90 de ani. Bun, pentru că nu avea domiciliul în respectiva comună, în respectivul sat, s-ar fi luat legătura cu o femeie în vârstă, nevăzătoare, și s-ar fi semnat cu aceasta un contract de reședință de domiciliu acolo. Mai mult decât atât, se pare că în momentul de față respectiva femeie nu știe, habar nu are că a semnat acest contract, însă sunt voci care spun că acest contract ar fi fost semnat cu Mircea Negulescu, între Mircea Negulescu și fiul acestei femei, fost ofițer de poliție și foarte bun prieten cu Mircea Negulescu într-o anumită perioadă. Bun, lucrurile merg mai departe pentru că respectiva casă s-a ridicat pe acel teren. Însă cu materiale de construcție se pare ce vin de la anumiți cămătari din județul Prahova, cei care i-ar fi achiziționat lui Mircea Negulescu cărămidă, țiglă, fier, beton și multe altele. Mai mult decât atât, se pare că Mircea Negulescu și deține câteva facturi pentru achiziționarea acestor materiale de construcție, dar respectivele facturi sunt unele false. Iată așadar o poveste destul de încurcată. Vedem și ce se va întâmpla zilele următoare, pentru că magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să se pronunțe și să vedem cu exactitate dacă pe numele lui Mircea Negulescu se redeschide acel dosar de urmărire penală, ce iată a fost închis de către Direcția Națională Anticorupție în urmă cu ceva timp și acum tot procurorii din subordina Laurei Codruța Chioveși cer redeschiderea acestei spețe.